1, 2. Salutare și bine v-am regăsit la partea numărul 46 din Testez Life-uri de pe TikTok. Așa că, dacă vreți următoarea parte să o postăm cât mai repede, aveți 3 secunde la dispoziție să dați like. Ok, cred că am așteptat destul, așa că dacă nu ai dat like, dă un mare like și să se întâmple o minune. O să câștigi 1.000.000 de euro. Ce, nu mă crezi? Încearcă și hai să vezi. Așa că pentru următoarea parte am nevoie de ajutorul vostru. Trebuie să intrați la mine pe Instagram și la ultima poză să-mi scrieți un comentariu cu un life hack și bineînțeles să dați like la poza respectivă de pe Instagram. Așa că cei care faceți chestia asta și lăsați comentariu, o să vă dau inimioare la absolut toate comentariile pe care mi le lăsați la poza de pe Instagram. Aveți totul în descriere. Fără alte discuții, să trecem la primul life hack de pe TikTok, că o să fie nebunie. Așa că primul live cu siguranță îl știți, pentru că am pregătit o grămadă de surprize pe eneba.com. Mai exact, pentru cei ce nu știu ce este Eneba, este o platformă unde găsești cele mai ieftine jocuri pentru Xbox, pentru calculator, pentru PlayStation, pentru tot ce vrei tu. De exemplu, acum sunt o mega ofertă la jocurile cele mai tari. Găsești GTA 5 chiar și la 8 euro în loc de 35 de euro. V-am lăsat linkul în descriere și dacă folosiți codul promoțional Florentin Hriscu scris legat, o să primiți 3% discount. Adică pe lângă discounturile pe care le au, o să mai primiți încă 3% discount. Așa că folosiți codul Florentin Hriscu dacă vreți mai multă reducere. Așa că linkul este în descriere și vă urez spor la joacă să fie nebunie. Ei bine, pentru primul like o să avem nevoie de un spray de păr. Mai exact, un fel de șampon uscat pentru păr care înlocuiește șamponul sau ceva de genul acesta, dar oricum mi se pare foarte interesant pentru că acest spray de păr te ajută să ștergi petele de pe haine. Adică, pur și simplu, dacă te grăbești să te duci undeva și vrei repede să ștergi ceva, dai cu sprayul de păr, apoi ștergi cu o cârpă și cică iese pata. Hai să vedem dacă este într-adevăr adevărată sau farsă. Așa că facem în felul următor. Luăm un tricou, o să vreau să-l murdăresc cu ketchup. Bam. Punem o singură pată mică de tot de ketchup. Haide, sper să nu curgă doar puțin. Bun, cred că e ok așa. Ups, perfect așa. Acum o să șterg cu o hârtie, bam, ca să iau surplusul de ketchup. Și bineînțeles a rămas pat. Acum o să vreau să dau cu spray-ul de păr. Ok, agităm bine. Bang, aici este pata. Ok. Păi, până acum văd că parcă. Și hai să șterg acum. Nu prea văd absolut nimic. Bă, dar iese sau mi se pare mie? Să văd dacă într-adevăr iese. Hai să dau mai mult. Ok, am dat fix pe pată. Da, clar nu iese. Deci din punctul meu de vedere acest life hack este fake pentru că a rămas pata acolo și o să trebuiască acum să o bag la mașina de spălat. Dacă o să mai continui cu life hack-urile astea, cred că o să rămân fără haine. Următorul life hack o să fie delicios. Sper. O să avem nevoie doar de lapte înghețat, pe care l-am pus deja la congelator de câteva ore, și de cereale. Din câte am văzut, dacă pui lapte înghețat cu cereale, o să aibă un gust mai bun. Hai să vedem dacă este adevărat sau fals. Ați mai văzut vreodată lapte înghețat? Ei bine, uitați-l! Ups! Și ia uitați ce textură ciudată are. Ia. Ok, vedeți că încă mai e puțin lapte înăuntru. E consistența foarte tare. Hai să vedem acum dacă pun cerealele, să văd cum e. Ok. Zici că e înghețată. Adică, la mă, nu că lapte înghețat, zici că e înghețată. Are bucăți de lapte înghețat acolo. Ia uitați, un fel de iaurt înghețat. Doar că e puțin ciudățel. Hai să vedem dacă mai trăiesc. Wow. Direct la gunoi m-am dus. Te dor dinții de la cât de rece e. Și în al doilea rând, e oribil. Se simte că e lapte, dar textura aia de înghețată cu lapte e puțin ciudat. E ca și când ai mânca gheață sfărâmată cu lapte, dar textura e cea mai nașpa. E oribilă. Și acum dor dinții. Cred că o să rămân și fără dinți. Ok. Din punctul meu de vedere, acest life hack este fake, nu are niciun gust.
mai bun, încălziți laptele și apoi cerealele. Mă rog, nu încălziți cerealele, mâncați-le exact așa cum sunt. Hai să trecem la următorul live hack. Următorul live hack este senzațional, pentru că să avem nevoie de o sticlă de șampanie sau de un vin roze și așa mai departe și de un pahar. Și poți să desfaci dopul de la sticla de vin cu, cum să zic, paharul. Nu știu, trebuie să dai cumva în dopul de la sticlă cu paharul și astfel dopul o să sară exact ca și când ar fi revelionul. Așa că hai să vedem dacă este adevărat sau fals. Așa că avem o sticlă de vin aici, o desfacem, să vedem, mă grăbesc, nu știu dacă o să funcționeze, dar sper să funcționeze, ok, hai să vedem. E prima oară când fac și o chestie asta, un pahar, 1, 2, Hai de capul meu, nu. Nu cred că e ok, absolut deloc. Nu te cred că m-am și tăiat. Ia uitați. Nu încercați chestia asta pentru că am rămas cu ciobul în mână. Ok, și aici îmi curge sânge. Nu cred că o să mai fac chestia asta în viața mea. Și am o grămadă de cioburi pe mână, așa că nu faceți în viața vieților voastre chestia asta, pentru că este foarte periculos. Vedeți că eu m-am tăiat și curge în continuu sânge și ustură. Mică tăietură, nu este nimic grav, îmi trece până mâine. Așa că nu faceți chestia asta, pentru că ăsta s-a spart și eu o să arunc acum chestiile astea, nu facem mizerie pe aici. Și uite, așa m-am tăiat eu și mă ustură de mor. Și la modul cel mai serios, nu faceți nicăieri în altă parte, nici în pădure, nici nicăieri în altă parte, pentru că este foarte, foarte periculos. Eu am făcut-o pe propria mea piele și vă sfătuiesc să nu faceți niciodată chestii de genul acesta. Ar trebui să mă spăl bine pe mâini, pentru că am bucățele de, nu știu dacă se vede pe mână, dar am bucățele mici de sticlă pe mână, pe piele, foarte, foarte mici, care niște firmituri și în continuu curge sânge din deget. Ok, ce nu fac eu pentru voi? Plecăm de aici, pentru că deja e nașpa. Sper să nu mă mai rănesc. Următorul life hack este surprinzător, pentru că am văzut că în torpedoul mașinilor poți să găsești o lanternă, în special la mașinile BMW. Dar cineva a făcut un fel de duet la TikTok-ul respectiv și nu avea BMW, avea altă marcă de mașină și a găsit o lanternă în torpedoul mașinii. De chestia asta chiar nu știam. Așa că hai să vedem dacă într-adevăr găsim și noi o lanternă din fabricație, ca să zic așa, a mărcii mașinii. Hai să vedem dacă este adevărat sau fals. Ok, mă aflu în mașină acum și haideți să vedem dacă în torpedou o să găsesc o lanternă. Din câte am văzut în majoritatea mașinilor BMW, și că se găsește, dar hai să vedem dacă și în alte mașini se găsesc. Hai să vedem. Așa că aici este torpedou, o să am o grămadă de chestii în el, așa că nu-i de speriat. Ok, bineînțeles masca pe care toată lumea o are în torpedou. Și din câte am văzut, uite aici în partea stângă, ca un butonaș ceva și ci că este o lanternă, dar nu găsesc absolut nimic. Ia să... No. Opa, este așa. Ok, nu. Alarmă falsă, n-am găsit nimic. Deci din punctul meu de vedere, acest life hack ar putea să fie fake, dar dacă aveți BMW acasă, încercați să căutați în torpedou, poate găsiți. Nu știu, poate la modelele mai noi de BMW să fi fost, dar în alte mașini clar nu cred că sunt. Sau poate, nu știu, la mașina mea nu este. Încercați să găsiți, dar oricum din punctul meu de vedere este fake. Asta e. Hai să trecem la următorul. Pentru următorul life hack, vă provoc neapărat să intrați la mine pe Instagram, să-mi dați un follow ca întotdeauna și bineînțeles abonați-vă și activați clopoțelul dacă vreți să postăm cât mai repede următoarea parte, pentru că în partea asta am cam suferit puțin, așa că degetul meu sper să facă bine, un like pentru deget și bineînțeles vreau să vă zic că voi cei mai tari, cei mai tari datori, cea mai tare trupă și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!